Titlul. Thumbnail-ul. Nu sunt fals. În clipul de astăzi mi-am împins limitele. Am folosit termenul rar pentru lootul pe care lumea îl folosește doar în early game și pe care cu prima ocazie l-am înlocuit. Arme gri și în general arme pe care nu le vezi în endgame. Înainte de a începe videoclipul, nu uitați să inundați butonul de like, să facem minim 5.000 de like-uri la acest videoclip. Neapărat să vă abonați ca noi să facem cât mai repede 150.000 de abonați. Robinet pe shop, că de nu apare chestia asta lângă tine. Și să nu uiți, pe Instagram aveți un giveaway de 2.000 de euro. Eu nu mai zic nimic, vizionare plăcută! Cum am spus și în intro, cred, ne vom juca cu cel mai rar loot. Loot pe care nu o să-l vezi mai niciodată în endgame, cum ar fi arme gri, chestii nasoale rău de tot. În timp ce inamicii mei vor avea loot mob sau chiar legendar. Chiar e o provocare extrem de grea. Uite că am găsit aici deja, mamă, perfect. Iar voiam pump-ul ăsta, efectiv nu puteam să mă joc fără pump-ul ăsta. Ce fac cu viața mea, frate? Băi, cu lootul ăsta deja pot să mă duc să mă bat. SMG-ul ăla știu că e verde, dar până găsim unul gri o să jucăm cu el. Bă, știi ce vrei, bro? Bă, măcar am primit o armă gri de la el. Să știi că toată viața mea te-am iubit și o să te iubesc în continuare. Bro, dar unde a dispărut toată lumea? Băi, toți sunt speriați de lootul meu miraculos. Uite-l pe ăla ce fuge pe terenul de fotbal. Fiți atenți, ce-l calc. Adică nu o să-l calc. Avem pe move. Bă, el era legendar. Mamă, rip. Ok, acum revenind înapoi la treaba noastră. Hai, frate, să căutăm mai multe fighturi să-i demoralizăm pe player cu lootul nostru ăsta. Insane rău de tot. Adică toată lumea și-a obținut lootul pe care l-am eu acum. Ia uite ce cântă asta. Opa, ce avem noi în față? Este cumva un inamic, bu? A, da, meți, ia uite câte meți am vere. Bă, aproape m-a omorât, what? Mi-aș putea face un ar sau un pump, dar nu, nu o să fac asta. E complet interzis? No, 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 nu-i voie. Mamă, dar s-a dus taxiul ăsta în viața lui, nu vrea să mai audă de mine, cred că nu mă place sau ceva de genul. Deci hai să recapitulăm, hai să vedem ce loot avem. Am un makeshift gri, un shotgun makeshift gri și un SMG verde pe care cu prima ocazie o să-l schimbăm cu unul gri, dacă o să găsim. Bă, what are you talking about? 6 mini-uri și 3 medkit-uri. Bă, zic că e un loot decent pentru endgame. Absolut deloc, e foarte prost. Și nu știu de ce am ales să mă joc eu cu el. Vreau un SMG gri, te rog. Hello. Da. S-o crezi tu că am voie să joc eu cu așa ceva? Bă, dar de ce de fiecare dată, frate, se repete istoria? Trebuie să stau să caut player, bă, da. Să vină, frate, bă, banda rulată, să se lupte cu mine. Ok, băieți, am făcut imposibilul, am lăsat SMG-ul verde pentru acest big shield. Cred că e o afacere mai bună și mai corectă pentru challenge-ul pe care noi îl facem astăzi. Sper. Opa, ce avem noi aici? E plin de player, bine că mi-am luat Alicia. Unde sunteți, mârlanilor? Am pe unul cu scara aici în LAN. Cred că mai am altul pe aici pe undeva. Are și shotgun, de ăsta șmecher rău. Ok, urcăm după el. I-am dat hit, dar mi-a dat și el. Holy fuck! Ce-ar fi dacă aș face eu? Nu, ok, nu. N-ai voie, Robi. Vere, ce era cu lootul ăstuia? Imaginați-vă că l-am bătut cu lootul meu gri. Băi, frate, robinetul ăsta, băi, e insane rău de tot. Nu vreau să urez atât de mult despre băiatul de dinainte, băieți, dar imaginați-vă cum s-a simțit el când și-a luat bătaie de la 1 cu full loot gri. Pe bune, frate, eu dacă mi-aș lua bătaie de la 7 player, bine, într-adevăr, aș recunoaște, băi, e mai skill decât mine sau am greșit eu la o fază. Bro, loot gri versus loot legendar? Dă-o încolo de treabă. Provoacă-mă să bat eu pe altcineva. Am voie să iau pistolul ăsta în loc de mini. Armă gri și e și pistolul ăsta pricăji pe care mai nimeni nu-l folosește. Bine, ai venit în familie, frate. Mamă, și ce pistol mai e nasol rău de tot și chiar nu l-am văzut că-l folosește, băi, mai nimeni. Doar în early game, când n-ai armă și ai nevoie neapărat. E primal pistol, frate, ăla de dă cu două gloanțe. Ia uite-i pe ăștia ce se bate aici cu rachete. Stați așa ușor, băiți. Stați așa că a venit Robine să vă liniștească pe toți. Ia, pot să dau cu pistolul ăsta oare? Laud, urcă după mine. Hai, frate, bate-te cu mine. Mori! M-a spart cu rocket launcher-ul! Nu, no, vere, nu, no, uite cât sunt. Nu, no, eu nu mă duc acolo. Uite. Lasă-mă, nu mă bate domnul. Chiar a funcționat. Am găsit o armă direct. Bă, taie, scrie pe tine, frate. Easy. E ilegal să... Băi, vere, asta stă efectiv pe mijlocul terenului și nu face absolut nimic. O să mor. Bună, puiuțule. Mamă, ce l-a încălcat? Mamă, n-am voie asta. Ce l-a încălcat, bă, fraier, cu mașină? Bună. Mamă, o să mă viseze urât rău de tot băiatul ăsta la noapte. Bătaie, asta scrie pe tine, bătaie. Am ping, lag. Nu! Nu, domnule, nu. Pare rău, dar nu puteți scăpa de mine. Hai, dă cu ăla. Nu. Eu te-l pus aici. Domnul, nu cred că așa funcționează planul dumneavoastră, pentru că, băi, Rubine te bate, frate. Acum că nu poate. Nice! Nu crezi ce shotgun are ăsta de aici totuși, cu care mă lupt eu. Dar știu că își dă heal non-stop, vere. Și mai vine unul.
Ok, ok, sunt mai bun decât ăsta, sunt mai bun decât ăsta. Nice. Aolo. Nu. Altul vere, nu! Frate, câți erau! Am bătut 3 oameni cu lutul ăsta, nu vine să cred. Acum să sperăm că ajung și în zonă, frate. Băi, frate, dar se poate să nu mai fug de atâtea ori de zonă, bro? Nu știu ce noroc am eu, de fiecare dată când mă joc Fortnite, frate, fug de zonă, dar rău de tot. Uai, de viața mea, care va da cu arcul după mine, dar nu știu de unde. Vere, dă unul după mine, dar nu știu de unde. Lasă-mă în pace. Luptă-te cu mine, bărbate! Stați liniștiți, prietenii, nu-i zona pe apă. Și era păcat să fie zona pe apă. Uite-l pe ăsta în fața mea. Uai, de viața mea, acuratețe zero. Frate, ferește-te. Uite-l ce loot avea. Scar, pump, mini, arc. Băi, sincer, chiar nu mă așteptam să-l bag pe ăla. După ce am văzut că am ratat toată încărcătura, am zis, mamă, stai să ieși bătaie de băiatul ăsta. V-am zis eu, băiți, că în endgame toată lumea o să aibă scar și pump și toate armele astea bune, rău de tot. Odată cu trecerea timpului, ăștia va kill-uri și upgradează loot-ul și tot așa. Eu am rămas cu loot-ul pe care l-am luat în primele chest-uri, în primele case chiar. Mamă, ce m-am speriat, vere. Jură-te că vii pe mine. Nu. De ce vrei să vii pe mine? E white, vere. De ce te bați cu mine dacă ești white? Bă, ăsta efectiv are cap de ghindă. Nu are materiale, e white și el se bate cu mine. De ce îi face asta? De ce vine aici? Nu. Tu mori, nu mă bați. Mama, a fost atât de aproape. Nu, vine altul. Da, băieți, chiar țineam să mă bat chiar cu toți eu. Băi, de-abia așteptam să vină toți. Acum trebuie doar să scap eu cu viața de aici. Uite-i. Frate, nu-i acurată deloc. Tu n-ai mați? Ok, ăla n-are mați. E unul acolo în spate și unul sub mine. Sper să nu-și facă ăla de sub mine, de cap. Hello? Mamă, ce cap i-am dat! Uite-l pe ăsta, mă. Ce aici e să nu te bați cu mine? Te rog, că o să murim! Nu cred. Mi-a dat Thunder Pump. Ce-a zis ce băiatul ăsta să mă lase pe mine să se bată cu ălalalt? Dar nu înțeleg de ce nu se bate ăla de sus cu tine. Inamicii mei au cap de ghindă, am zis-o și o să o mai zic o dată. Mom, era să mor. Dar nu vreau să iau build fight cu băiatul ăsta. Ideea e că sunt deasupra apei, încă sunt safe. N-are cum să mă dea jos. A căzut. Hai măi, bărbatule, bate-te cu mine. Sau bate-te cu băiatul ăla mai bine. Da, 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 da. Uite-l. S-a dus în zonă. Nu, no, ești mort, bro. Ok, unu. Și ăla s-a dus în zonă. Bine. 30-30. Bine, am făcut-o și pe asta. Nu vine să cred. Frate, ce loot aveau ăștia. Nu vine să cred că am reușit să-i bat.